Autoritățile susțin că principala ipoteză este că a fost atacat de animalele sălbatice, cel mai probabil de urși. În zonă, numărul exemplarelor este de 10 ori mai mare decât ar trebui să fie. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Victima este din comuna Harghiteană Suseni. Sâmbătă dimineața a plecat de acasă la piață la Gheorgheni. Cel puțin așa i-a spus soției. Aceasta s-a alertat când a văzut că nu se mai întoarce. A pornit în căutarea lui împreună cu doi vecini, mai întâi spre Gheorgheni, apoi către o cabană pe care o au în inima pădurii. L-am găsit într-o zonă unde nu avea ce să caute. Era fără haine, plin de sânge și pe gât avea o rană mare. Cei de la criminalistică au zis că mai mult ca sigur a fost urs. Am văzut și noi că era zona plină de urme de urs. Soția și cei doi vecini l-au dus cu o pătură până la cabană, unde au ajuns în scurt timp și echipele de intervenție, salvamontiștii și medicii. Din păcate, bărbatul a decedat, iar personalul medical sosit la fața locului a stabilit că decesul ar fi putut surveni ca urmare a leziunilor provocate de un animal sălbatic, cel mai probabil urs. Încă nu știm ce s-a întâmplat, că medicul legist încă nu a zis că atacul a fost făcut de către urși, dar 90% așa o să fie. De 10 ori sunt mai mulți urși aici în zonă cât ar trebui să fie. Medicii legiști sunt cei care vor stabili cauza exactă a morții. Polițiștii au deschis un dosar penal. De la începutul anului, 10 de oameni au fost atacați și chiar omorâți de sălbăticiuni. Autoritățile au modificat legea astfel încât urșii violenți să poată fi îndepărtați mai ușor. O comisie locală condusă de un primar sau viceprimar poate decide rapid dacă sălbăticiunea va fi alungată, tranquilizată și relocată, eutanasiată sau împușcată.